Voi este teamă să zâmbiți pentru că aveți dinții strâmbi sau depărtați? E bine, nu mai trebuie să vă feriți. Un aparat dentar este suficient ca să aveți o dantură perfectă, chiar dacă nu mai sunteți copii. Cum așa, aflăm acum de la colegii mei de la revista Felicia. Dacă nu le-ați purtat în copilărie, iar medicul vi le recomandă, acum nu le ocoliți. Aparatele dentare vă fac dantura perfectă și vă asigură un zâmbet desăvârșit. Deci tratamentul ortodontic la adult este un tratament complex care, în primul rând, rezolvă problema zâmbetului. Deci un aspect cât mai plăcut și o abordare a problemelor funcționale ale adultului, în așa fel încât rezultatul să fie foarte satisfăcător. Tratamentul adultului se referă, deci, odată, tratamentul ortodontic propriu-zis, dar în marea majoritate a cazurilor presupune o abordare interdisciplinară. Asta înseamnă că este nevoie și de un protetician, un parodontolog sau un chirurg și un chirurg ortognat în cele din urmă. Pentru că multe din cazurile adultului, nu mai putem beneficia de creșterea organismului pentru a rezolva anumite probleme și atunci trebuie să recurgem la chirurgia ortognatică. Acum există mai multe aparate în funcție de tehnicile care se folosesc. Există două mari clase, practic brecheții care se pun pe fața vestibulară, pe fața externă a dinților, brecheții vestibulari sau labiali, și brecheții care se pun pe partea linguală, de cei care nu se văd, de brecheții linguali, să zicem, mai cunoscuți. Sunt mai multe posibilități de abordare a unui plan de tratament. Se pot și combina în anumite situații. Iar o altă mare descoperire în ajutorul tratamentului ortodontic, în special la cel adulți, este folosirea sistemelor de ancorare transosoase. Există câteva secrete ca să preveniți apariția uneia dintre cele mai cumplite boli, cancerul. Dar vi le dezvălui mâine dimineață. Sunt Eugenia Șerban, să aveți o zi minunată!